Care sunt caracteristicile unei doamne active în domeniul financiar bancar? Sunt foarte multe de menționat, dar cred că cele care sunt importante, poate, sunt cele referitoare la a avea dorința de a te autodepăși, de a fi determinată, de a avea un obiectiv destul de clar de la bun început, bine gândit și mai ales gândit pe termen mediu-lung. Cred că este foarte important ca lucrurile să nu se întâmple pe un termen de o zi, o săptămână, o lună, două, ci ar trebui să luăm în calcul o perioadă mai lungă de timp, astfel încât viziunea cumva să fie destul de acoperitoare pe tot acest interval.